Gândește-te să nu mai vorbești franțuzește, draga mea, te-am rugat. My dear... Nu, și nici englezește. Nu trebuie să atragem atenția. Dar nu știu bine vorbiți decât francez și englez. Ba, te descurci destul de bine și în român. Am uitat să spun că avem camerele 14 și 15. Și figurăm în registrul hotelului cu numele Gogoașe și Bostan. What is Gogoasa in Boston? Donut and pumpkin! Oh, Gogoase, Gogoase, Gogoase! Ei, da, altceva nu mi-a trecut prin cap, nu puteam să le dau numele astea adevărat, așa că nu, cum puteam să le spun că eu sunt domnul Hans Julian Isder, român din New York, și că tu ești domnișoara Elizabeth McHoxton din Glasgow? Nu, 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 știi că i-am pomenit bestiei de taicătul de hotelul ăsta și că ar fi în stare de orice numai ca să ne prindă în flagrant. In flagrant? Adică e în stare să alerge pe urmele noastre numai ca să pună mâna pe noi! Oh! Pune mâna, yes, pune mâna.